62% dintre adulți recunosc că mint câteodată sau deseori. 31% dintre adulți recunosc că au mințit în CV-ul depus pentru angajare. 30% dintre pacienți mint în legătură cu dietele și exercițiile fizice. 6 este numărul mediu de minciuni spuse zilnic partenerilor, șefilor sau colegilor. Minciunile pot distruge relații, pot submina încrederea și pot face ravagii în viața personală. De ce mint oamenii? Poate fi justificată minciuna în anumite situații? Vom afla cum să gestionăm minciunile din viața noastră și cum ne putem ajuta relațiile să supraviețuiască acestora. O să răspund cu o întrebare. Știu că adesea se consideră că este nepoliticos să răspunzi cu o întrebare. Dar ce-i cu noi de avem dorința asta care merge până la obsesie de a defini totul? Dacă stai să te gândești, puține dintre lucrurile pe care le trăim, le gândim, unele le și facem, sunt definibile în niște termeni categorici. Foarte puține. Și atunci cum definesc minciuna? Eu să definesc, nu ca în dicționar, lipsa adevărului, dar mă mulțumește pe mine răspunsul ăsta? Nu. Adică pe mine nu, pe alții poate da, dar pe mine nu. Oamenii mint pentru că asta face parte din existența. Și acum, întrebarea formulată este de ce mint oamenii? Cred că onest ar fi de ce mințim? Pentru că nu există oameni care să nu mintă. Pe de altă parte, eu văd minciuna un pic diferit. Aș putea merge până la un extrem în care să spun că minciuna nu există, e cam mult, pare cam dur, dar ne-am putea gândi la asta. Având în vedere că noi suntem oameni, suntem ființe limitate și știm asta și știm asta și când, și când nu ne convine că o știm. Adevărul, noi nu putem cuprinde adevărul. Adevărul este Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul care încape în noi este o parte. Adevărul pe care îl putem noi este în o parte. Nu putem mai mult, adică adevărul este ceva copleșitor și supraomenesc. Noi avem impresia, punem adesea egal între adevăr și realitate. Și este și mai rău, pentru că nu există realitate obiectivă. Realitatea este subiectivă. Și atunci ce este adevărul dacă adevărul meu vede ceva, simte și trăiește, adevărul tău altceva, adevărul tău altceva. Mințim noi oare? Nu. Omul nu poate avea, nu poate atinge un adevăr absolut. Adevărul absolut este Dumnezeu. Adevărul cu A mare este Dumnezeu. Noi avem adevăruri personale. Atât poate ființa limitată care este omul. Și mă gândesc că ar fi frumos să nu mai dăm în cap omului pentru adevărurile lui personale. Firește că există realități pe care toți le percepem apropiat, nu? Adică diferența dintre un viu și un mort, toți oamenii, indiferent de adevărul lor personal, vor face diferența între o ființă vie și o ființă moartă. Mă rog, nu știu dacă chiar toți, dar cei mai mulți, da? Însă, în ce privește lucrurile subtile, că bănuiesc că la asta ne referim noi, că mă gândesc că pentru lucrurile, despre lucrurile subtile vorbim noi acum, este mult mai dificil, adică să împarți în mod maniheist adevăr și minciună, cred că nu folosește decât maximum unui discurs fărăitor. Nu văd folosul în asta. Gândește-te cât de rar avem și cât de parțial, dacă îmi permiți o astfel de exprimare, are fiecare om
hai să zic, am eu, așa, un eu generic, chiar și la adevărul meu personal. Adevărul meu personal nu este atât de... Nu îmi este atât de la îndemână, la îndeminte sau la îndeinimă, precum mi-ar plăcea și poate mi-ar fi de folos. Deși nu știu dacă mi-ar fi de folos. Dacă mi-ar fi de folos, poate ar fi dat Dumnezeu să-mi fie atât de la îndemână. Dar cred că nu mi-ar fi de... Mi-e de folos așa cum este, cum este acum. Îmi este de folos să mă preocupe lucrurile astea. Și cred că cel mai mult îmi este de folos să nu îmi dau mie credit ca unei autorități infailibile. Să nu mai fiu propriul meu papă. Și Doamne ferește să n-ajung cumva să fiu propriul meu Dumnezeu, că atunci e pierdută situația. Și pentru asta pendulez, caut, asta fac. Asta e viața și este așa de frumos să fie așa. Și lucrurile nu sunt albe sau negre. Să mai terminăm cu maniheismul, suntem în anul 2022. No. Încă ne raportăm la o doctrină a antichității, care de altfel a funcționat și pe o arie geografică destul de restrânsă, și dacă ne gândim la globul pământesc. Adevăr și minciună, hai să fim serioși. În ce privește omul, nici nu putem pune problema așa, pentru că amestecul este foarte clar, cât de mult ne mințim noi, fără să știm. De ce? Ca să ne protejăm pe noi înșine. No, îi mințim și pe alții. Tot așa gândi eu, hai să-i protejăm. Nu eu zic așa de crud. Dar până la urmă e o chestiune de bun simț, de diplomație. Și îi spun, eu sunt onestă și sunt sinceră și îți voi spune ceva atât de urât încât te voi pune la pământ. Aceea este onestitate? Așa arată sinceritatea? Nu. Acesta este un act de violență. Dacă spun lucrurile omenește, așa cum poate și eu aș avea nevoie, ori mi-ar plăcea să mi se spună, cu păsare față de sentimentele tale când am să-ți spun ceva. Și mai și apăs pe faptul că aceasta este părerea mea, nu adevărul. Dar noi avem chiar și expresii bizare și toți le avem. Am uitat toată lumea. Ce crezi că eu nu fac? Și eu fac asta. În discurs avem momente când spunem, adevărul e că, ei, creștem așa cu expresia asta, adevărul e că, sinceră să fiu, toată lumea spune asta, ăsta e un discurs rezidual, nici nu ne dăm seama că adevărul nu-i la mine, iar cât privește sinceritatea mea din momentul ăsta poate să depindă de o durere de cap, de o bătătură la degetul mic de la piciorul drept, de faptul că mă preocupă de ceva de acasă și tot amestecul ăsta alchimic asupra căruia eu nu am control duce la o anumită nuanță a realității pe care o percep și o exprim. Ori astea nu sunt adevărul, cum nu sunt nici minciuna. Copiii mint mai mult. Cum adică femeile sau bărbații? Nu! Copiii mint mai mult, dar ce mă bucur că mi-ai pus întrebarea asta. Pentru că nu e vorba despre minciună. Este vorba despre libertatea imaginației pe care noi, crescând, o pierdem. Și ei o au. Ei trăiesc în poveste, ei își creează povești, indiferent de faptul că noi le spunem ori nu povești. Dar, pe de altă parte, dacă le spunem, cu cât le spunem mai multe povești, cu atât și imaginația, ei își permit să aibă imaginația să rupă granițele, da? Și să fie din ce în ce mai imaginativi. Ori ei, la un moment dat, ajung să-și dorească să trăiască în acele lumii pe care le imaginează. Să fie asta minciună? Nu este. Și adesea când îi scoți din lumile lor, ei se apără spunându-ți acele lucruri pe care tu le tratezi ca părinte drept minciuni și ajungi de îl cerți, îl pedepsești. Pe de altă parte, dacă copilului este frică de părinte și nu-i spune părintelui
realitatea pe care o simte, realitatea subiectivă a acelui copil, ca să nu o numim adevăr, sau adevărul personal al acelui copil, atunci părintele ar fi bine și nu bine, ar fi extraordinar de bine și cât mai repede să-și pună întrebări și să vadă unde greșește el ca părinte dacă copilul alege să-l țină pe părinte în afara adevărului lui personal și în afara realității acelui copil. Dacă copilul se teme și minte, dacă vreți neapărat să spunem acest cuvânt, problema nu este a copilului. Părintele este obligat, dacă își iubește copilul și ține la relația dintre ei, să vadă unde greșește. Eu am trecut printr-o astfel de situație. Eu am trăit asta cu fetița mea. Cu fetița mea, care mai e mare, dar când era ea mică. Și eu greșeam. Eu greșeam. Copilului îi se părea că eu sunt un pic cam rigidă în anumite lucruri. Și pentru că mânca foarte puțin, eu n-o forțam, dar parcă mânca totuși cât o furnică, mi se părea că mănâncă foarte puțin și copilul ascundea mâncarea în spatele caloriferului sau în spatele bibliotecii. Și eu am găsit, știi? Și mi-am dat seama că copilul nu are nicio vină în chestia asta. Eu nu știu să-i spun, nu știu cum să fac, nu sunt capabilă să-mi fac copilul să nu mă mintă, să nu îmi ascundă. Că există și ceea ce numim noi minciuna prin omisiune. Da? Ascunzișul. Nu ai suficientă încredere într-un om încât să-i expui, să-i împărtășești adevărul tău, realitatea ta. Nu, aia e o chestiune de încredere. Și mai există ceva, dar asta este valabilă mai ales între adulți, și mai exclud în ce privește copiii când se fac un pic mai mari. Trebuie să ai încredere într-un om ca să poți să-l minți. E o chestiune de încredere, pare bizar și paradoxal, dar trebuie să ai încredere că în cazul în care ești prins, între ghilimele, relația nu se rupe. Deci minți în două situații, oricând nu-ți pasă de relație, și alea nu-s relațiile apropiate, nu-ți pasă, oricând ai atât de multă încredere încât știi că dacă ești prins vei fi iertat și nu se va rupe relația. E și asta o perspectivă, m-am gândit la ea acum vreo 2-3 săptămâni după ce am văzut o secvență într-un film. Mi s-a părut foarte interesantă că și ascunzi, era vorba despre genul ăsta de minciună prin omisiune. Trebuie să ai suficientă încredere că relația e atât de puternică încât nu se șubrezește în cazul în care omul află că i-ai ascuns ceva. Bineînțeles că poate fi justificată minciuna în anumite situații. Noi trăim, mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, într-o stare permanentă de, să zicem, de agitație, n-aș numi o anxietate și oricum nu în sensul medical al cuvântului, uneori chiar în stări de alarmă, iar din februarie, de când avem un război la graniță, eu cred că toată lumea, și dacă nu-i conștientă, trăiește într-o oarecare stare de alarmă. Da? La început eram toți conștienți, vă amintiți cât de rău ne eram primele săptămâni? După aceea, firește, creierul se obișnuiește ca să poți supraviețui, dar undeva, tu știi că lucrurile nu sunt chiar în regulă. Și atunci spui, este minciuna justificată. Uite și asta, dacă vrei, este o minciună. Creierul își spune o minciună. Ce încearcă să facă? Pune o surdină, pune o draperie care nu oprește doar lumina, ci și sunetul, ca să poți să trăiești de zi cu zi. Nu să uiți că este război, dar să nu te mai lovească atât de tare cum s-a întâmplat când s-a declanșat și în prima lună, lună și jumătate, când ce făceam? Nu dormeam noaptea, ne tremurau mâinile, nu voiam să mâncăm, ne gândeam să ne facem, știu oameni care și-au făcut niște boccele și le țineau la ușă ca femeile gravide înainte să plece la maternitate.
Sunt oameni care au făcut asta, gândindu-se că în caz de nevoie pun mâna pe boccea și am plecat. Oricât poate trăi creierul în această stare de alarmă, nu poate prea mult. Adică nu poate fără efecte grave. Și atunci cu toții am tras pe noi această pătură care ne și ne ține și de, și de lumină și de sunet, ca să putem merge mai departe, să putem exista, să putem funcționa, cum se spune în zilele noastre. Așa că dacă vrei, asta este o minciună, nu? Există, cum întrebarea ta cum a fost, există situații justificate. Uite, este justificată, pentru că e o chestie de supraviețuire. Altădată, la limită, sunt lucruri pe care unii oameni, dacă, nu știu, sunt bolnavi, de orice ar însemna boala, poate să însemne și un status de mare sensibilitate sufletească, la abilitate psihică, cum se spune de asemenea, pe contemporanei cește, că așa am învățat noi să punem o uniformă, știi, punem cuvintele, le îmbrăcăm în uniformă, le scoatem dimineața, le îmbrăcăm în uniformă, le dăm pe stradă. Totul, la abilitate psihică. Ok. Și e foarte posibil ca ca adevărul meu personal, opinia mea, părerea mea, dacă o spun într-un anumit fel sau chiar dacă o spun într-un moment oricât de bine aș putea o împacheta, să-i facă foarte mult rău acelui om. Și atunci pot amâna și pot fi și lași. Suntem adesea lași. E uman să fim lași. Nu avem puterea gândindu-ne că îi putem face rău omului din fața noastră sau putem face rău relație dintre noi și acel om. Nu am puterea să-i spun. No. Sau sunt atât de lași încât aș prefera să-i spună altcineva. Se întâmplă, suntem oameni. Chestia asta cu alb și negru, cu buni și răi, toți suntem buni și răi. Toți suntem albi și negri și cel mai adesea suntem gri. Și uneori, având în vedere că noi nu acceptăm niște realități sau ale noastre personale sau reflexii ale realității lumii, sau nu suntem capabili să le recunoaștem. De ce? Tocmai pentru că ne luăm cu ale zilei sau cu ale perioadei. Și atunci, de ce aș cere eu lumii ceva ce eu nu pot? De ce atâta impertinență? Și de ce atâta scrâșnire, că asta ne și face să nu ne înțelegem? Ai văzut vreodată când se ceartă oamenii pe adevăr? Cu am dreptate? Deci adevărul și dreptatea sunt lucrurile pentru care oamenii se omoară. În condițiile în care vorbim despre niște noțiuni relative. Oamenii sunt în stare să-și ia viețile pentru asta. Oricum, să-și dea în cap, asta e o chestie standard, sau să se insulte. Deși insulte e o formă de a da în cap. Adevărul e că, nu? Ne putem da seama că cineva nu ne spune ce simte? Eu, de exemplu, am un sonar pentru asta. Probabil că m-am născut cu el, dar l-am și dezvoltat în timp. Dar, dragii mei, este exclusiv vina mea. În copilăria, adolescența și în prima mea tinerețe, considerând-o pe aceasta a doua, se spune că va exista și o a treia, era un personaj justițiar, da? Care era cu adevărul și cu dreptatea, știi, în gură, în mână, totul era așa. Oamenii se temeau de mine, se temeau că ar putea să mă piardă. Și cu cât se tem oamenii mai tare că ar putea să te piardă, cu atât îți ascund mai multe lucruri. Efectul este invers, eu am trăit-o pe pielea mea. M-a prins și copilul meu undeva, deci eu am născut-o pe la aproape 28 de ani, m-a prins un pic că undeva pe la 35 de ani m-am potolit, parcă de pe la 33 am început campania de autopotolire cu adevărul și cu dreptatea. Dar am ajuns la nivelul la care în grupul nostru apropiat de prieteni, fetele, prietenele mele, femei de 50 de ani, uneori nici azi nu-mi spun lucruri pentru că se rușinează de mine și mă gândesc, Doamne,
Ce imagine monstruoasă pot avea fetele asupra mea, că aș putea să le judec, că aș putea să le fac ceva, să le spun ceva sau să cred ceva rău despre ele. Vai de cap meu, ce monstru sunt! În continuare gândesc lucrurile așa, în continuare. Aia, chestia aia pe care o trag din copilărie și din prima tinerețe cu spiritul justițiar și poate că și... Cred că știu ce nu mă ajută. Nu mă ajută dicția mea foarte bună. Oamenii care au o dicție foarte bună sunt percepuți drept persoane categorice de către ceilalți. Și iată că mie mi se întâmplă cu oamenii cei mai apropiați. Așa că, da, într-un fel este, a fost și este în continuare vina mea, dacă despre o vină vorbim, și ar fi bine să mi-o asum și să lucrez și lucrez în continuare cât pot eu la lucrul ăsta. Dar oamenii care, mulți dintre oamenii care au ales să mă mintă, au făcut-o pentru că s-au temut de asprime și de faptul că ar putea să mă piardă. Puține dintre relații s-au rupt, nici n-aș putea să vă dau acum un exemplu. Sau dacă s-au rupt, nu s-au reluat. Asta înseamnă că nu s-au rupt de tot. Când relațiile s-au rupt, cele sunt extraordinare. Nici nu știu dacă am 5 relații, nu mă refer la relații sentimentale acum, relații cu oamenii, de prietenie cu oamenii. Nu știu dacă sunt 5 în viața mea pe care le-am rupt și nici pe ele nu le-am rupt. Dacă oamenii aceia ar avea nevoie, ar putea oricând să mă caute. Nu aș relua apropierea, dar dacă aș putea, să ajut, aș face-o. Toate relațiile supraviețuiesc minciunilor dacă ne exprimăm categoric așa cum nouă nu ne place, dar hai să dăm și răspunsurile direct, că doar bănuiesc că de mine v-ați săturat că sunt de digresivă și tot numai așa o ținem într-o samsara. Nici nu știu de ce mă mai invitați, dar știi cum e, nu-i răspunderea mea. Toate relațiile supraviețuiesc minciunilor, da? Pentru că noi toți mințim și toți suntem mințiți. Fiecare se minte pe sine și deodată, când omul se minte pe sine, automat îi minte pe ceilalți și apoi nu există alt fel de relație. Deci în momentul în care începe o relație cu tine, începe o relație și cu tot ce nu vrei tu să recunoști față de tine, nu doar azi, ci de-a lungul vieții tale. Începe o relație și cu tot ceea ce tu nu vei ști niciodată despre tine și nici eu. Începe o relație cu tot ceea ce eu voi ști despre tine și nu voi avea puterea să-ți spun că știu, ca să nu te doară. Și noi spunem că supraviețuiesc relațiile minciunilor. Păi dacă luăm minciuna cu definiția ei din dicționar, relațiile sunt niște minciuni frumoase. Relațiile sunt niște minciuni continue și calde și minunate și practic sunt niște minciunile astea, sunt niște liane, niște legături în relații. Cum ar fi în momentele în care suntem nervoși sau supărați și suntem întrebați de partenerii noștri sau de prietenii sau de copii, de părinții noștri niște lucruri și ție ești puțin nervos, îți vin în gât tot felul de chestii să le spui brusc și cum faci dacă le spui? Poate totuși alegi să nu le spui. Adesea le spunem, uneori suntem nervoși și nu întotdeauna ne putem controla, că suntem oameni. Și atunci, dacă te poți controla, nu, alegi să-ți pese de cum se simte și cel din fața ta și îi vei da o variantă mult diminuată. Pentru că ce se întâmplă dacă nu-i dai și din nervii tăi? Are el nevoie de nervii ai tăi când vrei să vorbești cu el? Eu cred că n-are nevoie și de ei. Are nevoie de furia ta? Are nevoie de frustrarea ta? Eu cred că n-are nevoie. Și cum facem noi într-un anumit moment al nostru, când suntem orbiți de furie sau amărâți, cum facem să scoatem conceptul sau gândul, cuvântul care este îmbrăcat în hlamida asta de, nu știu, de durere, de furie, de supărare? Cum faci? Poți să faci. Arare ori poți să faci. Și atunci mai bine taci, amâni, încerci pe cât posibil să scoți din trena aia ce ai de spus,
Uneori îți iese, uneori nu ți iese. Nu există o relație fără o încercare, fără o încercare permanentă de aducere pe un drum comun a ceea ce simțim și gândim, dacă e o relație adevărată. O relație, ce e o relație? Este construirea unui drum comun. Fiecare este Apolodor din Damasc și pornește drumul dintr-o parte și de alta, podul, pardon, dintr-o parte și din cealaltă, nu, adunării să se întâlnească la mijloc. O relație e un drum. O relație nu e un om sau doi oameni sau trei sau patru. E un drum pe care merg niște oameni. Și ca să poată merge împreună, e nevoie ca unul să țină apa, unul să țină mâncarea, unul să țină cortul, altul să țină rucsacul cu pulovere și cu bocanci. Așa se fac lucrurile. Sunt astea minciuni? Nu cred. Sunt forme de păsare. Firește că există rele intenții. Și o să spunem, rele intenții au ceilalți. Hai să fim serioși. Toți avem rele intenții în anumite momente. Măcar dacă suntem conștienți de ele și încercăm să le întoarcem, să le dăm înapoi, dar nu întotdeauna suntem. Pentru că noi ne gândim și dăm răspunsul în momentul ăsta al vieții mele când am 48 de ani. Dar oare toată viața mea a fost așa? Când am fost eu copil, în prima tinerețe, chiar și, să zic, în ultimii ani, n-am avut eu niciodată rele intenții, măcar un gând? N-ai cum! Ești om și nu ai cum. Tocmai pentru că ești o ființă limitată. Cele mai mari minciuni. Cred că e felul ăsta bizar cu această pozitivitate, că vorbim despre pozitivism, este un curent filozofic, dar cu această pozitivitate artificială al ultimilor ani, cu o să fie bine. Și o să fie bine, o să fie bine și te legem. Cred că asta este minciuna, nu știu dacă e cea mai mare, dar cred că e cel mai des întâlnită. Cam așa. Mai sunt minciunile alea că dacă ceva te doare și te sâcâie o vreme, o să treacă și nu trebuie să te duci la doctor. Nu dacă te doare un pic și îți trece a doua zi, dar știi, sunt cele care au o anumită insistență să rămână anumite probleme de sănătate și tu nu te duci la doctor în speranța că ele vor trece de la sine. Minciuni mari? Există minciuni mari și minciuni mici? Și m-am gândit. Mă gândesc că există minciunile clipei și oricum cu ce mă mint eu pe mine în momentul ăsta, nici nu știu. Nu știu. Că dacă aș ști, aș putea să mă opresc și aș putea să schimb. Dar nu știu. Când aflu câteodată că mi-am spus prostii o vreme îndelungată sau scurtă și am așa ca o revelație. Wow! Deci nu mă gândesc că nu mi-am dat seama, nu că m-am mințit. Sau că mi-am dat seama greu că nu mă duce prea mult capul, deși nu cred că de vină ar fi capul aici sau responsabil. Și uneori mă gândesc că nu mă duce prea mult sufletul, dar de nu-mi dau seama că m-am mințit, cum se spune. Dacă încerc să nu fiu atât de aspră cu ceilalți, lucru pe care nu l-am învățat, nu mi-a luat chiar 100 de ani să-l învăț, acum, în a doua parte a vieții mele, caut să nu mai fiu atât de aspră nici cu mine. Îmi iese mai greu. Aici o să fie, nu știu dacă apuc până la capăt să nu mai fiu aspră cu mine. Dar încerc totuși să nu mă gândesc că mă mint, ci că pur și simplu nu mi-am dat seama. Și să mă felicit că mi-am dat până la urmă. Și să accept faptul că nu mi-am dat seama de tot nici de data asta și cine știe că poate mai sunt lucruri care ar fi de revelat. Mici. Că revelațiile nu sunt doar mari, sunt și mici. Dacă ne întoarcem la ce am vorbit la început, că adevărul este Dumnezeu, da. Adevărul triumfă întotdeauna, fără doar și poate.
Dacă ne gândim la adevărurile omenești, nu. Pentru că nici măcar nu suntem conștienți de ele. Precum bine am spus, ne-am spus unii altora. Deci nu. Dar adevărul divin triumfă întotdeauna. Inclusiv în măsura în care el se reflectă în noi. Lucru de care noi cel mai adesea nu suntem conștienți. Dar nu știu dacă trebuie să fim. Important este că reflexia acelei lumini ne îmbunătățește. Și până la urmă, asta e tot. Ce poate fi altceva decât să fim mai păsători și mai îngăduitori și să creștem în a fi păsători și îngăduitori unii cu alții? Ce poate fi mai important în viață decât să fim păsători, înțelegători, îngăduitori, să ne îmbunătățim cu sine, fiecare cu sine și unii față de alții? Ce poate fi mai important într-o viață care este atât de scurtă pentru fiecare dintre noi, indiferent cât de lungă ar fi? Nimic.